Procurorii Parchetului General merg acasă la Ion Iliescu să-i aducă la cunoștință că este din nou inculpat în dosarul Mineriada. Colegul meu, Silviu Jugaru, ne aduce însă mai multe detalii despre acest subiect. Silviu, bună dimineața, ești în direct. La ce oră ar trebui să ajungă procurorii acolo și dacă Ion Iliescu este prezent la domiciliu? Bună dimineața, Alex! Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem în cartierul Primăverii, aici, la casa fostului președinte al României, Ion Iliescu. Procurorii trebuie să ajungă din moment în moment, conform surselor judiciare B1. Știm că aceștia ar trebui să ajungă în aproximativ o oră, deci vorbim de ora 10. Aceștia ar trebui să vină la domiciliul fostului președinte al României să-i aducă la cunoștință faptul că este suspect în dosarul Mineriadei, unde știm pe 13 martie 1990, peste 1000 de persoane au fost rănite în piața universității și alte 4 și-au pierdut viața după ce Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Ion Iliescu, dar și alte nume grele din dosarul Mineriada au contribuit la eliberarea pieței universității de un protest pașnic care se manifesta în condiții civilizate, iar după ce cele mai importante nume din scena politică de la momentul respectiv au intervenit pentru eliberarea pieței universității. Această acțiune a dus la, repet, rănirea a peste 1000 de persoane, moartea prin împușcare, mare atenție, la alte 4 civili prezenți acolo la protest. Iar în continuare noi urmărim ancheta, pentru că știm dosarul Mineriada a fost demarat practic din nou de la zero de această dată. Știm în 2020 probele din dosar, rechizitoriul, despre el este vorba, a fost concluzionat ca fiind procurat în mod neconform cu justiția. Știm că atunci au fost mai multe vicii de procedură în ceea ce vine vorba de procurarea dovezilor în dosar, iar iată că acum, începând cu luna aprilie, de când Klaus Iohannis și-a dat aprobarea pentru a se reîncepe ancheta, acum toate numele grele din dosar sunt din nou chemate la audieri.